Masca rămâne obligatorie la birou, cu toate că se dorea introducerea unei excepții pentru salariații vaccinați, deși autoritățile au anunțat că de la 1 iunie, cu ocazia relaxării măsurilor de protecție, ea nu va mai fi necesară în spațiile închise, în care se află maxim 5 salariați, în condițiile în care toți sunt vaccinați împotriva COVID-19. Actul normativ care trebuia să prevadă această excepție nu a fost oficializat. Este legală testarea periodică a salariaților nevaccinați, în condițiile în care vaccinarea este voluntară, iar salariații nu pot fi obligați în niciun un fel de către angajator să se vaccineze împotriva COVID-19, se pune astfel problema testării periodice la locul de muncă în scopul reducerii riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul angajaților nevaccinați, cum impunerea suportării costurilor testării de către salariați nu este legală, telemunca rămâne principala alternativă dacă natura activității permite acest lucru. S-au anunțat controle pentru toate firmele care își asumă că funcționează cu angajați și clienți testați sau vaccinați, firmele care au mai nouă posibilitatea de a funcționa la capacitate mare dacă toată lumea implicată e vaccinată anticoronavirus sau testată negativ, ar trebui să se aștepte la controle din partea autorităților. Angajatorii care au folosit chestionare prin care solicitau salariaților informații despre starea lor de sănătate și despre factorii de risc legați de îmbolnăvirea cu coronavirus trebuie acum să distrugă aceste documente, acestea reprezentând date cu caracter personal care au devenit irelevante. Concediile de odihnă sunt afectate de liberele date părinților pentru a supraveghea copiii zilele libere plătite acordate salariaților părinți pentru supravegherea copiilor, cât timp cursurile au fost suspendate sau unitățile de învățământ au fost închise, influențează numărul total de zile de concediu de odihnă pe care aceștia le pot solicita, deoarece intervalele în care au fost acordate nu reprezintă perioade de activitate efectiv prestată. Angajatorii care în contextul crizei actuale ignoră regulile compensării orelor suplimentare se pot alege cu amenzi contravenționale, dar și cu acțiuni în instanță. Companiile care în că legea, ignorând total orele suplimentare prestate de salariați în această perioadă, pentru a le compensa potrivit regulilor din legislație, pot răspunde contravențional, amenziile fiind de anul trecut mult mai mari. În acest sens, pe lângă o amendă de până la 3.000 de lei pe salariat, angajatorul le riscă atât o acțiune în instanță pentru plata orelor suplimentare, cât și formarea unei reputații proaste pe piața forței de muncă.